Nu mișcă nimeni, stați acolo dacă vă apropiați de mini-vating. Vă scuip. Stați acolo, ăsta e un jaf, dați-mi făină, ulei tot, hai, hai. Mai repede, hai, 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 mamaie, hai, uleiul, hai. Alo? 112, ce urgență aveți? Vreau să raportez un jaf. Sigur, cine jefuiește ce? Eu jefuiesc un magazin. Vă rog să trimiteți mai repede un echipaj de poliție. Dumneata, ai sunat ca să te raportezi pe tine? Este cumva o glumă? Nu, doamnă, nu. Cum să fie glumă? Vă rog eu frumos, chemați mai repede un echipaj de poliție pentru că am nevoie să fiu arestat preventiv măcar 30 de zile pentru că efectiv nu mai suport să stau cu soția în casă. Păi de ce, domnule? Păi cum, doamnă, de ce? Că de când stau acasă și nu mai are activitate deloc, mă toacă toată ziua pe mine la cap. Gândiți-mă când pierd mințile, nu mai pot, chemați mai repede poliția. Ca să chem poliția, trebuie să faci ceva, să furi ceva, să faci ceva. Nu am cum să chem poliția. Dumneata, deocamdată doar te plângi. Doar mă plâng, eh? Acum vorbești fix ca nevastă-mea. Să mă urmă dacă nu, parcă toate sunt la fel. Doamne, dacă îmi chemați un echipaj, eu acasă nu mai întorc. Îl iau pe unul pe aici și încep să limp pe gât. Nu mă interesează orice, doar ca să fiu arestat. Domne, hai să ne gândim puțin. În arest sunt condiții mult mai proaste. E frig, patul e de fier. Doamne, condiții marele n-au cum să fie, credeți-mă. Poate fi frig, poate fi rece, poate fi pat de metal, dar măcar e liniște. Prefer să stau cu 10 masculine în duș, să scap să pun, să mă ustru după aia fundul 2 săptămâni, dar măcar după aia nu mă întreabă nimeni. La ce te gândești? Ce mai faci? Hai să vorbim! Tu mă mai iubești? După cine te uiți? Și eu nu mă uit după nimeni, doamne, că-s fătălău, credeți-mă, n-am niciun fel de combinații de-astea. Mă uit 3 ori ca prostul la mașina de spalat, să spun că mai învârț eu ceva. Înțeles. Acum ai nou început să mănânci tăti porcăriile. Și după aia îmi dă mie cu punga în cap, pentru că e vina mea, că sunt grași din cauza mea, că eu am cumpărat chipsuri. Eu le-am cumpărat, doamne, dar le-am cumpărat pentru mine să mănânc și eu. Și dacă cer și eu un chips și face, iar îmi dă cu punga în cap. Dar ce viață e asta, doamne, nu mai pot! Dacă cumpăr, de ce ai luat că mă îngraș? Dacă nu cumpăr, boule, mă ții flământ în carantină. Domne, eu nu am cum să chem poliția, pentru că deocamdată dumneavoastră nu ați făcut nimic, absolut nimic. N-ai făcut, bă, dar fix ca nevastă mea vorbește să mă rog dacă nu. N-ai făcut nimic toată ziua, stai ca porcul, ne sunt tuturile, animalele, boule, Deci am plecat de acasă, am venit la supermarket ca să scăp din soții și acum dau de alta care nu mă înțelegi. Sună legea poliției, dracu! Hei, 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 hei! Haideți să păstrăm decența! Încerc scuze, doamnă, dar înțelegeți-mă și pe mine, vă rog eu din suflet, că acum e perioada aia bună din lună. Că dacă vine aia nasoală, vă zic, afară umblă virusul, în casă umblă boala. Bă, asta e mai rău ca boala. Nu îți afectează doar plămâni, îți afectează și organele genitale, te las fără coițe. Dar ați comunicat cu ea, ați vorbit toate astea cu ea? Toată ziua se plânge că de ce nu comunic cu ea, de ce nu zic nimic, dar dacă încep să deschid gura, o, da, stai, da, mai las-mă și pe mine să vorbesc, toată ziua vorbesc peste mine. Și geloasă, credeți-mă, când îmi sună dimineața, la urmă mă întreabă, dar ce mi-s nu să ia carte sună la ora asta? Dom'le, nu știu ce să zic, nu prea aș trimite pe nimeni pentru că nu prea păreți un jefuitor de încredere. Doamnă, dumneavoastră vă dați seama cât de greu e să faci infracțiuni în perioada asta? Am încercat să sparg o bancă, toate sunt închise. Am vrut să dau un cap cuiva, nimeni pe stradă. Am încercat să sparg locuințe, toată lumea în casă. Doar să fii parlamentar să fur ceva, dar na, acolo trebuie să fii, ai bine, nu-ți intru orice prost. Haideți că trebuie să închid pentru că am un alt apel, revin imediat. Rămâneți pe linie. 112, ce urgență aveți? 112? Aș vrea să reclam un act de vandalism. Despre ce este vorba? Am spart toate geamurile de la vecini. Păi de ce, doamnă, ați spart geamurile vecinilor? Doamnă, eu vreau să fiu arestată pentru că nu mai suport să stau cu soțul în casă. Deci este groaznic. Îi mut, nu face nimic. Nu zice nimic, nu vorbește toată ziua. Eu când l-am văzut așa mut, speram la mut pământul, dar ăsta nu fă nimic. Toată ziua crefă, îi mănâncă și zice că m-am îngrășat. Și după aia zice să-mi cumpere chipsuri. Domnule, sforă-i din bat vecinii calorifer ca să opresc bormașina. Și-o luat o razna, doamnă, o luat o razna. Nu este sănătos, mi-e frică pentru sănătatea mea și pentru siguranța mea. Vreau să vă spun că se uită câte 3 ori în mașina de spălat, uite așa se uită. Și la sfârșit zice, hai să schimbăm program. E normal așa ceva? Și când vine vorba de sex, mănânc chipsuri. Da, am mai auzit-o pe asta. Doamnă, haideți că nu am toată ziua la dispoziție, că abia ce l-am trimis la magazin ca să scăp de el. Bun, haideți să văd cum fac, vă sun imediat. Domnul Popescu, doamna Popescu? Da, am o veste bună și una proastă pentru dumneavoastră. Da? Vestea bună e că am trimis un echipaj de poliție să vă aresteze. Yes! 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 Mulțumesc, doamne! Da, perfect, perfect. Și vestea proastă care? Vestea proastă e că o să stați amândoi în aceeași celulă, că alta n-avem. Detenție ușoară! Al 7-lea cuplu pe săptămâna asta.
Îs curioasă, oare cât o să o mai arăți dar până la sfârșitul pandemiei? Salutare, oameni dragi! Dacă ați ajuns până aici, înseamnă că v-a plăcut clipul nostru. Vă mulțumim! Și desigur, nu uitați să vă abonați pe YouTube, să-mi dați follow pe Facebook și toate cele și neapărat să ne verificați magazinul online pe care tocmai ce l-am deschis și are tricouri, hanorace și toate cele. Aveți link în descriere, căutați acolo. Link în descriere jos. Vă mulțumim și vă pupăm!